Ești bolnăvioară? Uh-huh. Știi cum se numește boala ta? Ce-ți dorești să fii atunci când vei fi mare? Doctoriță. De ce? Să aducă copiii să pleacă acasă, să se facă sănătoși. Și să se ducă acasă? Da. Cum se manifestă această boală, leucemia? Noi din septembrie am aflat de boala, pentru că nici nu știi pietii pe ea. Și am zis, poate am mâncat-o, un țânța sau ceva. Și când am ajuns la Pașcani, eu luat analizele și apoi zis la soț, că eu eram însărcinată și cred că nu vreau să-mi zică mie și au zis că are leucemia acută mieloblastică. Și ce șanse îi dau medicii? Prima dată au zis că 20%. Au avut lichid în burtică 5 cm și au zis că dacă cumva se sparge unde el are, poate să ducă tot corpul. 5 cm am avut. După aia, după ce au eliminat, am stat la terapie intensivă, au eliminat 5 cm, a doua cură, iar a făcut lichid. Câți frați ai? 4. Și ce jocuri te joci tu cu frățiorii tăi? Puzzle. Ce nevoi are Ioana? Trebuie să duc în fiecare lună la analize. Are cateter care trebuie la săptămână umblat la el. Să ne rugăm mai mult la Dumnezeu. Să ne dea puteri. Ioana se luptă cu leucemia. Are nevoie de ajutorul nostru. Are nevoie de multe controle, tratament. Situația lor financiară este una precară. Putem în continuare să luptăm noi pentru viața Ioanei, donând în contul asociației Speranță pentru România.